Salut, suntem la Neversi și l-am astăzi alături de mine pe Paul Damixi. Cum a fost pe scenă? Foarte tare. Doar ce ai coborât? Foarte tare, da, doar ce am coborât. Da, a fost ok, mie mi-a plăcut. Interesant vibe-ul așa la aproape apus. Mai durează un pic, dar tot timpul e frumos aici pe malul mării să pui muzică. Tu ești deja veteran la Neversi. Da, putem spune așa, dar n-am ratat nicio ediție până acum. Cum ți se pare anul ăsta, dacă poți să faci o comparație cu primele două ediții? Păi am ajuns ieri și mi s-a părut foarte tare pentru prima seara mea, chiar dacă a fost a treia de festival. Am umblat așa pe la toate scenele și a fost foarte tare. Și la scena Oasis, unde am pus aseară, a fost foarte tare. Ai fost și pe la festivalul în străinătate până acum? Da, n-am ajuns la Tomorrowland și Ultra și astea, dar da, am mai fost. Cum ți se pare, nu știu, publicul de acolo față de cel de la noi? Nu e foarte diferit. Mi se pare destul de apropiat și deschis. Și mă bucur că sunt foarte mulți tineri care se bucură pe muzica asta electronică. Ceea ce pe mine ca DJ mă bucură, îți dai seama. Că am vorbit de astăzi, ieri am vorbit cu câțiva străini, turiști, da. Și spuneau că se instalează mult mai bine la noi decât în America, american chiar. Da, cred că ei sunt obișnuiți cu, știi, cu America și poate de-aia li se pare aici puțin mai exotic, dar nu mi se pare că e vreo mega diferență. Oricum, lumea se distrează pe aceeași muzică. Da. Păi, spune-mi cum înțelegi tu track-urile pentru un festival sau pentru un party? Păi, da, depinde foarte mult dacă e festival, dacă e party. Pentru party-uri și cluburi e mai simplu pentru că acolo nu trebuie să pui doar piese cunoscute sau, știi, e un public mai deschis. La festival, trebuie să bagi în mare parte piese cunoscute, hituri, remixuri la piese cunoscute. Și, da, am început să pregătesc setul pentru Neversi acum vreo 2 săptămâni. Și am căutat piese care mi-au plăcut, le-am pus împreună și am selectat ce era mai bun de acolo. Uite că tăurăm de hituri, numai hituri ai în ultima perioadă. Numai exagerăm, da. Numai colaborări de succes, dar uite, sunt curioasă cine e vocea din spatele pieselor tale. Păi nu am găsit pe nicăieri. Da, sunt mai multe voci, da. Colaborez cu multe voci de la HaHa Production. Ultima piesă e cu Liv Royal, care e o tipă din state foarte talentată. Mi s-a părut genială de acum 2 ani de când am auzit-o pentru prima oară. Penultima a fost cu Iova, care iar e o tânără super talentată de la HaHaHa. Cu cine am mai colaborat? Cu Jazzy Joe pe Get Lost. Și mai am câteva colaborări interesante. Dar urmează, care n-au ieșit, înțeles. Spune-mi ce ar trebui să aibă o piesă ca să fie lansată, adică când simți tu că e momentul să o lansezi? Când primezi masterul. A, deci nu e funcție de sezon sau de ce e la modă în perioada respectivă. Mi se pare că nu mai merge treaba asta cu sezonul, cu piese de vară, piese de iarnă sau, bine, dacă scoți colinde, da, are sens. În rest, mi se pare că trebuie să scoți piese care merg în orice perioadă anului sau... Nu știu, n-ar trebui să te... Dacă e una reghe, poate coransezi în timpul verii, dar în rest, nu cred că e important. Mai ales la muzica electronică, la muzica dance, nu simt chestia asta de vară, iarnă, toamnă. Când e gata piesa și simțim că e momentul să o lansăm, o lansăm. Uite, chiar citise mai devreme, tu ai dat lovitura cu remixul la Hello, acum câțiva ani. Te așteptai să fie așa un mare boom peste noapte, mai să străinătate? Nu, sigur nu mă așteptam, nu. Am făcut remixul în 2 ore, l-am urcat pe YouTube și... A doua zi avea 100.000 de view-uri și peste câteva zile 1.000.000 și după aia l-au dat jos, l-a urcat altcineva pe alt canal, l-a făcut și acolo 1.000.000 și da, a fost o chestie, nu mă așteptam, sincer să fiu. Nici nu ne așteptam să alegi de fapt o piesă de la Adele. Nici nu eu, pare a fi stilul tău. Nici eu, da, uite că mi-a plăcut mult prima dată când am ascultat-o, zic, mă, suna interesant, dance, hai să încerc ceva. Am deschis proiectul și, proiectul, piesa și am construit peste ea ceva și a ieșit ce a ieșit. Pentru că eram obișnuiți cu stilul de la Radio Killer. Exact, da, cred că ăla a fost punctul de cotitură, da, în care am zis, mai să încerc și altceva. Mai făceam niște remixuri în perioada aia la alte piese și, nu știu, s-a nimerit asta să prindă foarte bine. Nu mă așteptam nici piesa originală să facă 2 miliarde în câteva luni și cred că a ajutat foarte mult și remixul și, da. Bine, pe Adel cred că o ajută mult și pauzele astea de 2-3 ani. Da, revine da. Și e un bun, ceva, da, exact. Da. Are o rețetă de succes. Uite, mă gândeam dacă ți-e doar de perioada de Radio Killer când activai în proiectul acesta. Dacă mi-e doar? Băi, da, a fost o perioadă foarte tare, dar mi se pare că s-a schimbat puțin și muzica și am vrut oarecum să revin puțin la basics, pentru că eu înainte făceam muzică house, dance house, mă rog. Și am vrut să încerc și altceva, să colaborez cu alte
voci. Da, și atunci am zis hai să vedem. Și s-a întâmplat și treaba cu Adele. Și asta am zis hai să încercăm atunci. Da, dacă merge, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă a mers, hai să vedem ce se întâmplă. Cum ți-ai descrie tu acum soundul pentru cei care nu te-au ascultat? Nu știu dacă pot să-l descriu, pentru că... E un mix. E un mix, da. Încerc, nu știu, cu fiecare piesă să încerc altceva. De aceea și ultima piesă cu Live Royale, Lost in Space, e foarte disco 80s, așa. Nu vreau să rămân blocat pe un anumit stil, să scot 5 piese în stilul ăla ca să mă recunoască lumea. Nu vreau să încerc mai multe chestii, știi? Să văd ce se întâmplă. Până acum tot a fost... A fost bine, da, până acum. Spune-mi ce urmează pentru tine vara asta. Păi ce să urmeze? În primul rând, după Never See, urmează Untold. Plus alte gig-uri prin țară, sper și prin afară, de ce nu? Și piese noi, mixuri, podcasturi, remixuri, tot ce ține de treaba. Până atunci ascultăm ultima ta piesă. Perfect. Cu Live Royale. Yes. Mi-a plăcut foarte mult și clipul la fel foarte interesant. Da, și mie mi se pare excelent clipul. E ceva excelent. Diferit pentru România. Da, nu știu, îmi place foarte mult cum a ieșit. Number one, Kid Radio.